Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru joi 17 iunie. Hai să vedem pentru această zi de joi ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. E foarte interesant. În primul rând, pe partea de dragoste avem aici șaptele de săbii, hoțul, o carte care ne vorbește despre posibile minciuni, despre această energie șiriată ca acestui coyot din această imagine, dar și despre o persoană care își pune interesele proprii deasupra intereselor cuplului, deasupra intereselor altor persoane. E o persoană aici ușor egoistă. Hai să vedem dacă acest egoism este bun sau este rău, pentru că uneori egoismul este absolut necesar, astfel încât să poți să supraviețuiești, astfel încât să nu te lași mințit, să nu te lași păcălit. Hai să clarificăm acest șapte de săbii pe partea de dragoste. Foarte interesant. Ok, aici văd mai multe scenarii. În primul rând, dacă sunteți singuri, mai ales dacă aici aveți un job stabil, foarte bine plătit, dacă aveți oarecum o stabilitate materială, financiară destul de bună, o să apară în viața voastră această nouă oportunitate de dragoste. Aici cu îndrăgostiții poate să fie o situație de suflet pereche, poate să fie o persoană nouă care apare aici în viața voastră și care o să vă ofere această nouă provocare a unui nou început. Va fi un traseu dificil pentru voi, fiindcă aici văd că foarte mult timp voi v-ați canalizat toate energiile pe jobul vostru, pe cariera voastră, pe a obține ceva în această lume. Și acum, dintr-o dată, vă găsiți în situația în care nu mai sunteți de unul sau de una singură. Trebuie să țineți cont și de persoana de lângă voi și acesta este un lucru complet nou pentru voi. Nu aveți experiență în această direcție. Erați obișnuiți să luați decizii pe cont propriu și tot timpul luați deciziile cele mai bune sau, dacă nu luați decizia cea mai bună pentru voi, măcar știați că doar voi sunteți afectați și acceptați consecințele deciziilor și acțiunilor voastre. Iar acum, dintr-o dată, sunteți ca acest nebun la un nou început de drum și acest lucru poate să fie înspăimântător, dar această carte ne spune și că nu aveți motive să vă fie teamă, da, este un lucru nou, este o traiectorie nouă în viața voastră, dar la urma urmei o să obțineți ceea ce v-ați dorit de fapt, un partener sau o parteneră de viață. Pentru că aici pe cont propriu deja ați obținut tot ceea ce v-ați dorit și nu mai aveți unde să mergeți mai departe. Adică, ok, puteți să câștigați mai mulți bani, dar acest lucru nu o să vă aducă mai multă împlinire decât situația materială pe care o aveți la momentul actual. Dacă vreți mai multă împlinire, mai ales în această parte emoțională, va trebui să acceptați această provocare și să îi dedicați la fel de mult efort cum ați dedicat și în cariera voastră atunci când erați la început de drum. Aveți toate șansele pentru succes, dar trebuie să fiți dispuși să depuneți acest efort. Și să nu fiți așa de egoiști ca acest șapte de săbii, să învățați că momentul egoismului, momentul în care luați decizii pe cont propriu și făceați doar ceea ce doreați, s-a finalizat. Pentru că aici aveți niște planuri, niște țeluri mai înalte care necesită să renunțați la anumite părți din voi, din viața voastră, din obiceiurile voastre. Pentru cei care sunteți deja într-o relație stabilă, văd aici că una dintre persoane câștigă mai mult sau are un loc de muncă stabil și foarte bine plătit, iar celălalt partener își dorește aici să înceapă o carieră nouă. Fie că voit, fie că obligat, aici unul dintre cei doi parteneri trebuie neapărat să o ia într-o direcție nouă în cariera sa. Și
se pune problema în cuplu, are loc această discuție asupra modului în care o să ne descurcăm de aici înainte. Văd că una dintre persoane, cea care nu își schimbă jobul, va fi capabilă să preia responsabilitatea pentru stabilitatea financiară a cuplului, astfel încât să îi ofere celelalte persoane libertatea de a o lua într-o direcție complet nouă în carieră. Dar acest 7 de săbi aici vine cu întrebarea: cine este egoist în această situație? Persoana care are un loc de muncă stabil și nu prea îi convine, cam strâmbă din nas că celălalt partener sau parteneră vrea să renunțe la jobul stabil ca să o ia într-o direcție nouă, sau persoana care vrea să o ia într-o direcție nouă pentru că în acest mod obligă cumva cuplul să-și pună în pauză o parte dintre planurile lor. Nu știu aici cine este egoist, cine pune interesele sale deasupra celuilalt, și nici cărțile de tarot nu-mi clarifică acest lucru. Aici voi doi, cei doi parteneri, trebuie să aibă aceste discuții oneste și să ajungă la un compromis. Pentru că Îndrăgostiții ne vorbește despre acest lucru, despre îmbinarea a două idei opuse, contrare, și vedem aici cele două idei opuse, contrare, o persoană care merge către stabilitate, o persoană care merge către nou, către incert, o persoană care se mulțumește cu ce are acum, o persoană care visează la mai mult, o persoană care nu vrea să lase pasărea din mână pentru cioara de pe gard, și o persoană care aleargă după toate ciorile de pe gard, cum ar veni, da? Aici sunt niște energii opuse, dar care pot să fie complementare. Asta va trebui să descoperiți voi în cuplul vostru, în relația voastră. Mai departe, în privința sănătății, avem încă o dată nouăle de monede. Ați văzut că am avut și aici la clarificare pe partea de dragoste nouăle de monede. Acest nouă de monede ne vorbește despre abundență, despre stabilitate. Prin urmare, când apare această carte pe partea de sănătate, ne vorbește despre lucruri frumoase, pozitive. Sunteți într-o etapă stabilă în viața voastră. Și cu nouăle de monede, în această zi cel puțin, o să vă bucurați de o stare de sănătate mai bună decât de obicei, mai ales dacă mi-ați ascultat sfatul de ieri și ați reușit să vă luați câteva zile libere de la locul de muncă, pentru că nouăle de monede ne vorbește și despre o energie independentă, iar dacă astăzi veți reuși să petreceți puțin timp pe cont propriu, departe de alți oameni, o să fiți foarte fericiți. Hai să clarificăm acest 9 de monede pe partea de sănătate. Cum puteți să beneficiați de această energie atât de frumoasă, atât de plăcută, atât de echilibrată în sănătatea voastră? Da, e foarte clar aici. Ca să vă bucurați de această energie în starea de sănătate, va trebui să lăsați ceva în urmă, să puneți niște bariere, să impuneți niște limite, mai ales față de persoane toxice, și să nu mai dați a doua șansă oamenilor care vă stresează, care vă vorbesc pe la spate, care vă doresc răul și care vă drenează la propriu de energie. Aici, nouăle de monede ne vorbește despre faptul că e mai bine să fii fericit pe cont propriu decât nefericit în compania unor persoane toxice. Da? Și exact despre asta ne vorbește nouăle de monede pe partea de sănătate în această zi. Lăsați în urmă oamenii, obiceiurile, viciile care vă fac rău. Impuneți aici niște bariere, niște limite. Dacă vă este greu să renunțați la aceste vicii, eliminați complet acele elemente din viața voastră. Dacă vă este greu să renunțați la fumat, nu mai țineți nicio țigară în casă, nu mai ieșiți în oraș cu cercul de prieteni care fumează constant, ieșiți în oraș cu acei prieteni care nu au acest viciu, da? Aici, măcar în această perioadă în care încercați să vă construiți noi obiceiuri, noi rutine, încercați să vă țineți la distanță de locurile, lucrurile, oamenii și situațiile care riscă să vă readucă în tiparele negative toxice. Pentru că aici judecata ne vorbește despre ultima șansă, dar și despre nevoia de a nu mai da o a doua șansă lucrurilor, oamenilor, situațiilor și acțiunilor toxice din viața voastră.
Mai departe, în privința afacerii, a banilor, a carierei voastre, aici avem șasele de monede. Șasele de monede care ne vorbește despre un mic ajutor material. Mare atenție! Șasele de monede nu ne vorbește despre măriri de salar. Da? Aici nu sunt niște bani care o să vină constant de acum înainte în viața voastră. E vorba de un moment din timp în care cineva vă oferă aici un mic ajutor material. Și acest ajutor material poate să apară în viața voastră sub diverse feluri. Pentru o parte dintre voi poate primiți un bacșiș mai consistent. Pentru o parte dintre voi poate primiți un bonus în această zi. Pentru o parte dintre voi poate cineva vă recomandă pentru un job mai bine plătit. Nu știu cum o să se manifeste acest 6 de monede în viața voastră. Ideea e că aici cineva vă ajută, vă dă un mic ajutor, nu o să fie ceva substanțial, ceva ieșit din comun, o să fie așa o fârmitură mică care să vă înveselească ziua. Hai să clarificăm acest 6 de monede în situația voastră financiară, în privința banilor, a afacerilor și a carierei voastre. Bun. Dacă sunteți la un loc de muncă unde nu sunteți mulțumiți cu salariul pe care îl aveți, astăzi superiorii voștri o să încerce oarecum să vă arunce așa niște fârmituri, niște mici lucruri în plus ca să vă țină mulțumiți. Dar dacă într-adevăr vă doriți o mărire salarială consistentă și pe termen lung, aici nu vă lăsați păcăliți de acest 6 de monede, de această fărâmă, de această bucățică mică pe care o primiți. Pentru că aici instituția, hierofantul, marele preot, se folosește de acest mic, un mic bonus aici, un mic beneficiu acolo, ca să vă țină în situația în care sunteți. Dar voi văd că vă doriți mai mult decât atât. Voi vă doriți șasele de bâte, vă doriți victoria, vă doriți exact suma pe care o aveți voi în mintea voastră. La acest loc de muncă nu o să obțineți. O să fiți tot duși cu zăhărelul așa puțin câte puțin. Dacă vreți să obțineți aceste rezultate financiare masive dintr-o dată, va trebui să plecați din această companie, să plecați de la acest loc de muncă. Doar în acest fel o să obțineți victoria, o să obțineți șasele de bâte și salariul pe care într-adevăr vi-l doriți. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru ziua de joi, 17 iunie. Hai să vedem ce carte putem să extragem pentru această zi. Sunt sănătos și plin de energie. Simt vitalitatea în mersul meu. Îmi văd ochii strălucind. Sinele meu radios este chiar aici. Îl afirm acum. Un mesaj foarte frumos care vine și ne confirmă acest 9 de monede, care ne confirmă că astăzi o să aveți o zi mai bună, indiferent că nu aveți probleme de sănătate sau că aveți ceva probleme cronice de sănătate, în această zi de joi, 17 iunie, cu toți o să vă simțiți mai bine, mai fericiți, mai împliniți, mai stabili pe partea aceasta de sănătate. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această etalare. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final și ne vedem și mâine. Pa, pa!